Petri, ce faci? Cum ești? Bine, suntem sănătoși. Asta este un lucru foarte important pentru noi, pentru că acum este o perioadă de acumulare și vin și accidentări uneori. Am câte rău cantonamente pentru tine? Ai, n-am stat să le număr niciodată, dar sunt câteva și sperăm la cât mai multe. Ok, o să începem întrebările de pe Facebook. Care crezi că sunt principalele tale calități care te-au propulsat de la Băbura și Cisnădie la FCH? Hai zice întâi. Calități? Păi, în primul rând, cred că devotamentul și munca pe care am depus-o, asta este primordial. Și pe de altă parte, cred că m-a ajutat foarte mult sentimental familia. Pentru că întotdeauna m-au susținut și au fost alături de mine în toate ipostazele. A fost o întrebare de la Gabriel Mihailă. Adrian Leculiniu, un fan activ al nostru, te întreabă. Petrișor, în toată cariera ta de jucător profesionist, a fost vreodată un moment mai dificil care să te determină să renunți din motive personale sau ai ținut cu tot din adinsul să ajungi fotbalist profesionist? O întrebare interesantă. Da, este o întrebare foarte bună pentru că chiar am avut parte de acest hop. Și aici pot să spun că m-a ajutat foarte mult antrenorul meu de la copii și junior, Virgil Cătuș, care acum nu mai este printre noi, care umbla prin oraș și încerca să dea de mine, pentru că eu nu mă mai prezentam la antrenamente. Motivul n-am știut să-l spun nici atunci și nici acum nu știu. Ale tinereții, sigur, și una peste alta s-a întâlnit cu mama prin oraș, care a venit acasă și a fost așa o discuție mai aprinsă cu ea. Foarte interesant. Bun. De la Dumitru Emil Cioroianu, de asemenea un fan activ al paginii noastre, îți spune așa, ești o persoană deja iubită la Sibiu. Domnul vrea să te întrebe ce părere ai tu despre această echipă și cum o vezi în viitor, ținând cont că în curând nu o să mai fie nevoie să jucăm pe Temiru, unde, bine spus, și casa noastră va fi noul municipal. Crezi că putem spera din nou la performanță și la Sibiu cu FCH? Da, vreau să spun în primul rând că eu aș fi fost sigur că dacă jucam la Sibiu toate meciurile, nici nu se punea problema retrogradării. Asta e strict părerea mea și nu cred că mi-o poate schimba nimeni în niciun fel. Dacă pur și simplu jucam meciurile de acasă doar la Sibiu, pentru că noi ne-am plimbat mereu prin toată țara, doar la Sibiu n-am jucat. Am jucat, cred că 8-10 etape, nu mai țin minte, nici nu s-a pus problema atunci. Am terminat campionatul pe locul 8, mi se pare, 8-9, nici nu s-a pus problema retrogradării și așa ar fi fost sigur și acum. Acum să lăsăm totul în urmă și să vorbim despre ce este acum. Lotul ne permite să ne gândim la promovare 100%, chiar dacă jucăm la media și de la anul să revenim la Sibiu și să nu mai avem niciun fel de problemă. Ok, Lupul Laurențiu vrea să știe ce a fost în sufletul tău când ai fost anunțat că nu mai faci parte din lotul FCH și dumnealui mai completează. În perioada când acționa la club era și o persoană de gen feminin, căreia dumnealui nu vrea să-i pronunțe numele. Așa. Da, țin minte acel și am mai declarat și atunci. A fost un gol așa mare în sufletul meu, pentru că aici ăsta este clubul care m-a lansat și este normal să aibă mereu un loc aparte în sufletul meu. Dar, pe de altă parte, a fost și o mică bulină albă, să zic așa, pentru că a fost o schimbare cu tot, cu familia, cu copilul, a trebuit să ne mutăm cu toții la București și a fost ceva, un click. O experiență frumoasă în viața mea și acum nu am decât să mă gândesc doar la Hermaște. Silviu Cristian Șerbăneci te întreabă că ai făcut parte în acești ani de mai multe loturi ale echipei. Cu acest lot crezi că o să puteți face față în Liga 1 fără prea multe întâriri? Cred că ai răspuns adinaur. Da, am răspuns. Da,
Da, pentru că sunt jucători cu experiență, sunt jucători cu destule meciuri în Liga 1 și acum lotul are dubluri bune, chiar pe toate posturile și normal că o să fie nevoie, ca de fiecare dată, nevoie de întăriri, dar după promovare cred că vor fi puțini. Bun, deci este concurență pe posturi, ne-am înțeles asupra acestui aspect. Îl salutăm pe Silviu Cristian. Simeon Cosmin te întreabă, ce ai de gând să faci după retragerea din fotbal, dacă ai vreun plan? Deocamdată nu m-am gândit, mă gândesc doar la fotbal. Am făcut și o facultate de sport, o facultate de economie, dar momentan nu, doar cu deținerea diplomelor și atât. Bravo, Petri! Prietenul nostru din Canada, Nichi Nicolae Ligia, te întreabă cum a decurs pregătirea de iarnă și în special în Antalya. Și ce dorești tu în acest an? Ai spus ceva la început? Da, am spus că este o perioadă de cu o încărcătură mare și încă o dată ne bucurăm că mai este o zi și marea majoritate suntem sănătoși și asta este un lucru foarte important. A fost o perioadă și frumoasă, vremea nu ne-a prea lăsat să ne antrenăm 2-3 zile, dar asta este perioada în această zonă. Una peste alta a fost un cantonament bun, reușit din punctul meu de vedere și acum sperăm să ajungem cât mai repede acasă, că ne este dor de familie tuturor. Mario Carioca, un alt fan activ al paginii noastre oficiale, nu are nicio întrebare pentru tine, vreau doar să te felicite că ai dat totul pe teren, indiferent de adversar. Să fii sănătos, hai Sibiu. Da, vreau... Poate poți să-l saluți pe Mario. Da, vreau să-l salut, vreau să-i mulțumesc pentru aprecieri și să-l asigur că chiar dacă, adică până acum, am făcut acest lucru din punctul lui de vedere, îl asigur că o să-l fac în continuare și vreau să muncesc mai mult ca să pot să-l mulțumesc și nu numai pe el, și mai mult. Rareș Mihai, nu cred că mă înșel, este unul dintre tinerii daci, te întreabă ce ai alege, contract pe toată cariera la FCH sau câteva sezoane bune la un grand al ligii întâi? Iată o întrebare interesantă. Nu cred că m-am gândit. Da, nu cred că m-am gândit la asta vreodată. Să spun așa, un răspuns spontan acum, aș alege o promovare cu FC Hermannstadt în Liga 1 și rămânerea pe toată perioada carierei mele la FC Hermannstadt în Liga 1 cu ei. Marius Coturlea te întreabă ce părere ai de actualul lot de jucători față de cel din 2018? Cel cu care am reușit promovarea în prima ligă și ce poți să ne spui de staful echipei și de președintele clubului? Cred că se referă la domnul Dani Comă. Nu știu, din punct de vedere al lotului, cred că acum este un lot mai bun, părerea mea. După cum am spus, concurența este mult mai bună, cel puțin de acum, din această perioadă de transferuri. Dar, în schimb, și campionatul este puțin diferit față de acea perioadă. Și se joacă un fotbal puțin diferit. Sunt echipe mai puternice și asta poate ne-a împiedicat până acum să am pierdut niște puncte pe care nu trebuia să le pierdem cu niște echipe la care noi nu nici măcar nu ne așteptam. Poate și asta a fost ceva mental, pentru că n-am intrat 100% pe teren la acele meciuri. Vis-a-vis de transferuri, am vorbit până acum, asta cred că e treaba dânșilor și cu siguranță o să vedeți că au făcut alegeri bune. Deci să înțelegem că părerea ta despre domnul președinte, dat fiind că a făcut aceste fapte foarte benefice, să spun așa, pentru clubul nostru, este una bună, nu? Da, este una bună, da, exact. Bun, Neluțu Ioan, prietenul nostru și fanul nostru activ, te întreabă, Petri, în momentul de față, dacă ar fi să alegi între un transfer în străinătate și promovarea cu FC Hermannstadt, ce ai alege? Păi, aș alege promovarea cu FC Hermannstadt acum. Nu vreau să par în niciun fel. Aș alege promovarea cu FC Hermannstadt pentru că așa este în fotbal. Odată ce îți îndeplinești obiectivele cu echipa, o să-ți vină și
obiective personale îndeplinite, transferuri mai bune, poate etc. Poate să vină și un transfer în străinătate. Exact. După promovarea echipei, poate să vină și un transfer din străinătate, fără doar și poate. Să fim sănătoși, Petri. Adila, iată, simpaticul nostru fan. E foarte fain, practic e o comunitate de fani activi cu care noi ne cunoaștem, Petri, nu trebuie să ne ascundem. Da. Așa. Și de aceea așa și rolul acestui Q&A. Adila te întreabă, Petri, care a fost antrenorul care te-a ajutat cel mai mult ca să devii un fotbalist cât te-ai apucat de acest sport? Ai spus deja un nume. Da, am spus și o să-l repet încă o dată. Virgil Lăcătuș este antrenorul meu de la copii și junior. După părerea mea acum, el este principalul om care pe mine m-a ajutat să devin un fotbalist profesionist, pentru că s-a interesat foarte mult de mine. Probabil a văzut ceva calități la mine copil fiind și și-a dat interesul foarte mult pentru mine. Iar un al doilea pot să-l spun pe Alexandru Peliș, pentru că este omul care la nivel de profesioniști el m-a debutat de fapt peste tot. Fiind Liga 2, fiind Liga 1, el a fost omul care m-a debutat. Iar pe lângă cei doi, sincer să fiu, de la toți antrenorii pe care am avut câte ceva de învățat, fie mai mult, fie mai puțin. Ok, Șerbunov Valentin, văd că nu te întreabă nimic. Da, el este un prieten de-al meu din copilărie, vreau să-l salut pe această cale și îi urez multă sănătate lui și familiei lui. Apreciem faptul că, uite, ne oferă vizibilitate în plus la pagina oficială. Ionuț Băurici îți adresează o întrebare. Desigur că nu știu de când, dar cu siguranță ai mai primit întrebarea asta. De ce am retrogradat Petri anul trecut? Nu pot să spun, nu am cuvintele să spun de ce am retrogradat. Pot să spun doar că, sincer, pentru mine, dacă retrogradam direct, nu era o așa mare durere, comparativ cu cea pe care am avut-o după ce am pierdut meciul de Băraș cu Mioveni. Marius Rață, un suporter care nu mai are nevoie de nicio altfel de introducere, da, îl cunoaște. Te întreabă cât de motivat ești pentru promovare, cât de unit ți se pare grupul de acum și ce ai schimbat dacă ai putea din tot parcursul tău în tot timpul petrecut în fotbal. Deloc nu cred că mai are rost să vorbim, pentru că am spus deja de două ori. De unitatea de grup deja s-a format și suntem împreună de 6 luni. În schimb au fost transferuri acum, să zic, în număr mic. Asta este un lucru bun pentru noi și pentru omogenitate. Iar ce a schimbat la mine? Nu pot să zic acum ceva ce a schimbat la mine. Probabil aș munci mai mult. Foarte interesant. Gheorghe Rareș Subțirel, de asemenea, cu un fan activ, te întreabă de ce ai ales să rămâi la Hermannstadt, deși asta e, am retrogradat în Liga 2. Eu mai aveam un an de contract cu clubul, am stat la masă cu oamenii din club, cu cei din conducere, am ajuns la un numitor comun și nu mi-a fost chiar foarte greu să rămân la Sibiu. Chiar îmi permiteam să spun un locutor, că nu cred că a fost așa mare problemă să rămâi, mai ales pentru tine, că ești de-al locului. Da, exact. Ana Liviu, camaradul nostru din străinătate, din Germania, este unul dintre liderii suporterilor din diaspora, îl salutăm pe această cale. Se întreabă care a fost cel mai dificil, cel mai plăcut moment, respectiv, al carierei tale și ce așteptări pe viitor de la cariera ta și de la FCM? Cel mai dificil moment? Păi, de departe, cel mai dificil moment a fost retrogradarea după meciul cu Mioveni, după meciul de baraj. Cel mai plăcut? Cel mai plăcut? Sunt mai multe. Chiar sunt mai multe. Hai să ne raportăm la unul. Asta unu, să știi și Liga. Să zicem unul singur, meciul de finală de cupă. Care a fost foarte interesant. Memorabil. Da. Ce mi-aș dori de la club? Foarte simplu, promovarea și rămânerea Liga 1, pentru că Sibiu are nevoie de fotbal. Oamenii sunt cu foame de fotbal și după terminarea stadionului o să vedeți câți oameni o să vină la meciuri.
Doamne ajută, Vasile Crăciun, încă un prieten de-al nostru și un foarte fan devotat, putem spune, te întreabă, având în vedere că ești la echipă de la înființare, ce șanse avem de promovare în procente? Interesant, Petri. Hai să dăm niște procente. Suntem pe locul procente? Doi? Suntem pe locul 2, da. Procente, să fim și realiști, nu putem spune 100% realiști fiind, da. 98-99% după ce ne uităm la loturi. Și la plasarea am bătut petrolul totuși care este locul întâi. Da, se poate întâmpla orice la fotbal. Exact. Da, dar vezi, am bătut petrolul și am pierdut puncte mai importante cu alte echipe mici. Dar asta, cum am zis, da, ăsta e fotbal, niciun meci nu seamănă cu celălalt și, da, părerea mea asta este, 98%. Mircea Ciurogaru, alt fan înrăit FCH și pentru care avem tot respectul, te întreabă care a fost cea mai mare dezamăgire a ta ca fotbalist, ai răspuns anterior. Da. Dan Bogdan te întreabă când pleci, desigur că nu specifică unde. Când plec, sper să plec în străinătate după ce FC Hermannstadt promovează. Păi poate mai rămâne o sesă. Era întrebarea cealaltă, da. Da. Nu? Orice e posibil, nu? Nu e scudă. Robert Frățilă, în perioada junioratului, ce te-a făcut să te apuci, probabil că se referă la fotbal, evident, și cel mai important, să nu te lași și să nu renunți la visul multor copii sibieni și nu numai de a ajunge fotbaliști. Te-ai răspuns deja. Da, nu m-am gândit niciodată că mă voi apuca de fotbal, a fost o selecție, cum cred că se face și acum, pe la școli. Eram la școală, clasa 1, a venit domn profesor Lăcătuș pe la școli, da, care sunt interesați, ce copii vor să se înscrie, m-am dus acasă la părinți, le-am spus că vreau să mă duc la fotbal, așa am început. Oprind ce obstacole am trecut după, am povestit mai înainte. Da, da, așa e răspuns deja. Laurențiu Savu vrea să știe ce crezi că lipsește fotbalului sibian în momentul de față pentru a putea deveni o forță a fotbalului românesc și cum ai contribui în acest context? Asta este o întrebare foarte interesantă. O să te rog să o și reții cu un scop, adică întrebările interesante au un scop anume, o să spun mai încolo. Cred că fotbalului sibian îi lipsesc investitorii, părerea mea, oameni cu bani care ar putea să ajute fotbalul, pentru că să ne gândim așa un pic raportat la populația Sibiului, cred că sunt în jur de 150.000 de locuitori doar în oraș. Dar și ce interesant, pe tine, sunt oameni bogați în oraș? Asta e răspunsul meu la întrebare, adică care este problema? Asta e întrebarea, nu? Exact. Cred că asta e. Din 150.000, doar 2 oameni care sunt alături de noi să facă chestia asta pentru sport. Cred că este puțin, cam puțin, da. Desigur că ne ajută și municipalitatea și avem toată aprecierea și tot. Da, eu zic strict de oameni, nu de... De mediul privat. Exact. Cum ai contribuit tu la CS? Nu știu. Eventual după ce o să ajungi putre de bogat să reinvestești, da, banii eventual, nu? Să câștig de vreo 2-3 ori la loto și după o să revin în lumea fotbalului cu investiții. Foarte interesant dialogul prin prisma acestui spectru economic, să folosesc un clișeu. Ionuț Alin vrea să știe ce fapte a făcut să te apuci de fotbal, iarăși ai răspuns. Da. Dar totuși completează aici cu o întrebare. Care a fost dorința cea mai mare în cariera ta de fotbalist profesionist? Dorința mea cea mai mare, păi cred că am avut un click odată, pentru că nu ajunsesem să joc la cel mai înalt nivel al României și mi-am propus să fac asta și până la urmă mi-am îndeplinit obiectivul acesta fiind prezența în Liga 1. N-ai scăpat, mai sunt câteva întrebări și pe Instagram. Vlad _ OGR vrea să știe, după perioada de promovări consecutive și finala cupei, cum te gândeai la viitorul tău fotbal și la viitorul echipei? Da, după perioade bune este ușor să privești în față, pentru că ai încredere în tine, știi ce ai realizat, dar uite că a venit un hop și
Acum este mai dificil, dar cu multă muncă și determinare o să reușim să revenim în primul eșalon. It's Mickey Underline 23, așa se numește contul respectiv. Vreau să știe cum te-ai simțit după ce ați învins FCSB în Cupa României. Asta a fost acel meci cu terenul înghețat, amânat de pe o zi pe alta, da. După acel meci, cu foarte mare încredere. Cu foarte mare încredere în mine, în noi, în echipă. Și drept dovadă, chiar a fost un meci în cupă, drept dovadă am ajuns până în finala cupei. Un parcurs memorabil, ăsta e punctul, memorabil. Paul Von 3, cum s-au acomodat noi jucători? Credeți că vom putea promova din nou? Sunt pe lângă tine niște jucători destul de buni, deci Paul Von 3 nu-și face probleme că nu am promovat. Da, trecem de la 98%, trecem la 100% pentru Paul. Da. Băieții s-au acomodat ușor, rapid. Cum am zis, sunt fotbaliști cu experiență și nu este prima lor echipă. N-au început fotbalul la Sibiu. Știu să se integreze, știu să se acomodeze. Noi am primit bine cu brațele deschise și atunci va fi cu legătura este făcută deja. Și în concluzie s-a creat o chimie, ca să răspundă la Paul. Da, da. Dead.boyd4bit. Foarte interesant. Îl salutăm, mulțumim pentru întrebare. Te întreabă, cum te simți că ești printre cei mai buni din echipa Sibiului? Iată și o apreciere din partea. Asta nu sunt eu în măsură să mă consider printre cei mai buni. Poate alții mă consideră printre cei mai slabi. Nu mă consider printre cei mai buni. Nu știu care sunt cei mai buni. Cred că toți ar trebui să fim o echipă, o familie și să avem un singur obiectiv toți. Ok. Bibi Daniel Petri. De la cine ai primit pasiunea de fotbalist și la ce vârstă te-ai apucat? Ai spus, adineori? De la cine am primit pasiunea? Știu, a venit cineva la mine, mi-a dat niște pasiune. Model. Uite, care ar fi da. Modelul tău de fotbalist? Modelul meu de fotbalist din copilărie este Ronaldo. Ronaldo... Nazario. Nazario, exact. Blindu Underline Andrei 5 te întreabă, ce simți când ești pe gazon și te uiți în jur, iar tot stadionul este plin și strigă numele tău? Lucru care s-a și întâmplat de altfel la meciul da. Ăsta. Am niște cadre cu tine în mijlocul. S-a întâmplat asta de mai multe ori, este un lucru extraordinar și asta te face să te simți fotbalist. Cred că peste acest lucru este doar un meci în Naționala României de fotbal, când îți cântă și imnul și toată lumea este alături de tine. Cred că este singurul lucru peste acesta. Spătăcean Cristina, iarăși un fan meritan nostru, o salutăm pe Cristina și mulțumim pentru susținere. Te întreabă care este partida de fotbal pe care nu o vei uita niciodată. Acum poți repeta ca să accentuezi ideea, ai spus deja meciul cu Steaua, cu FCSB. Da, este meciul cu FCSB, să zic că ne-a dat încredere. Poate pentru mine este, cred că a fost următorul cu gaz metan. Nu mai știu. Am și da, și am și înscris un gol frumos. Poate de aia mi-a și rămas acel meci în memorie. Fanpage-ul nostru de pe Instagram, FCH2015, fanpage, te întreabă cum a fost despărțirea de FCH și în perioada când ai plecat la Clinceni și ce te-a făcut teren tot la noi, știind că inima ta... Am răspuns cum am simțit când am plecat. De reîntors mi-a fost foarte ușor, cred că în câteva zile am rezolvat totul și cu cei de la Clinceni și cu cei de la Sibiu. Am vorbit cu soția, cred că o oră, două și cam asta a fost totul foarte scurt, foarte repede, ușor de acceptat, pentru că prima oară m-am întors acasă. Și ultima întrebare, Daria Maria Silv 2019, cine te-a motivat să te faci fotbalist și cum ai început, ai spus deja, și cine te-a motivat? Da. Motivat, să zic, normal că trebuie să aleg un model de fotbalist și acesta rămâne Ronaldo Nazario. Fără doar și poate, da, Ronaldo Nazario. Completez încă o dată cu ajutorul mamei mele care m-a împins de la spate. Petri, îți mulțumesc în numele tuturor celor care s-au adresat întrebări, cred că au fost vreo 40,
destul de mulți, am putut să... Da, le mulțumesc și eu pentru că și-au dat interesul și sunt convins că se vor uita și își vor căuta răspunsul la întrebările lor. Vreau să le transmit că îmi doresc din tot sufletul să promovăm și să ne vedem împreună pe nou municipal. Și acum intervine în comisiune din partea ta în calitate de capitan al echipei și de, iată, prima victimă, între ghilimele, a Q&A-ului. Dar pe nu alegem câștigătorul. Păi da, să alegem un câștigător. Exact. Asta. Care ți-a fost cea mai interesantă întrebare? Da, cred că de departe cea cu ce îi lipsește fotbalului Sibian. Nu știu numele persoanei. Vedem acum. Da, aceea pentru că omul gândește un pic și pe lângă ce înseamnă fotbal și cum ar trebui să fie o normalitate în fotbal. Este vorba despre Laurențiu Sapu. Laurențiu Sapu ți-a adresat această... Felicitările mele. El a câștigat un premiu surpriză din partea noastră. Este vorba despre un poster cu tine, Petri, și cu autograful tău, dacă ești de acord să-l ai. Perfect, da, cu siguranță. Da, într-adevăr, o întrebare interesantă, care ar trebui să dea de gândit multora dintre... Da, sperăm că... Sperăm că acest interviu o să-l vadă mai multă lume, mai multe persoane și poate stârnim interesul pentru eventuală investiție în fotbal.